Neața! Vă salut, dragi urmăritori! Mă îndrept acum, e un drum așa mai anevoios puțin, pe o baltă privată, partidă de 12 ore. Stați pe aproape, o să vă arăt cum pescuiesc, ce fac pentru a prinde pești. O să fie o partidă la feeder și cu siguranță o să am surprize. Așa că ne vedem direct pe baltă. Salutare! Care este primul lucru pe care îl fac când ajung pe o baltă? Mi-am luat ochelarii, aveți un review pentru el. Haideți puțin să ne uităm pe luciu apei. Mai în liniște, să zic. Stăm și privim puțin, să vedem mișcare. Uite unul acolo. Am văzut ceva activitate, dar cam la maxim 30 de metri. E prima dată când folosesc ochelarii, dar își fac treaba foarte bine. Merită să dați bănuți. Hai să vedem și în partea asta puțin, pentru că aș vrea să dau mai pe lateral, să zic așa. Deci locul este superb. Superb. Ia să ne uităm aici. La margine am puțină buruiană, dar nu e problemă. O mică insulă acolo. După cum pare, cred că mergea destul de abrupt. După insulă, mișcare. Aici iară. Uitați încă unul acolo. Și văd tot ceva mișcare, dar mai mici, posibil să fie cărășei. Dar nu am venit pentru caras. Am venit setat pentru cap. Așa că e prima dată când îi probez, merită să dați banii. Reduce absolut orice glare, orice reflexie. Yes. Sunt super, super, super. Și, după cum am spus, am și ochelarii mei. Da? Și printr-o parte și prin alta. Se vede foarte bine. Deja este târziu. Mă apuc de instalat. Rămâneți cu mine. Nu uitați, dați un like oricărui video pe care îl postez. Mă ajută să urc, să zic așa. Și să fiu găsit de mai mulți pescari sau care vor să vadă ceva probabil interesant și pe canalul meu. Rămâneți aproape. Bun. Ce prepar aici? O să merg pe Monster Crab Stick Mix, pentru că pescuiesc la feeder. Și peste am pus aditiv cu aroma de vanilie. Aici. Aici. TTX cu vanilie. Cam așa trebuie să fie. Lăsăm puțin să se liniștească ca să intre în particule foarte bine apa. Și după aceea vedem dacă mai trebuie umectat. O să fac 2-3 bulgărași. Așa. Și ăștia o să-i arunc exact unde o să dau la feeder. Vreau să fac un nor și cumva să-i adun în zona aia. Thank you.
uitați ce am găsit într-o baltă privată. Arici. Nu se poate, frate, așa ceva. O să arăt proprietarului. Nasol. Dacă nu avem măcar respect față de bălțile private, atunci ce să mai zic? Ia că atât și primul pește. Pare a fi un crăpșor. Deci cum am lansat, cum am și... Pare rău de filmare. Se lasă greu. E Novak. Iată-l pe fain. Bă, dar cum a luat-o? Drăguț. Am schimbat acum pe pop-up-uri de căpșună și wafter de căpșună. La ananas sau la culoarea galbenă, până acum momentan nimica. Și am trecut pe căpșună. O să vedem. Las aproximativ cam tot 2 ore să vedem dacă funcționează. Și iată că a mai intrat un Novak. Mititel. Da, este foarte frumos. Îi dăm drumul. Este al doilea. Culmea că intră doar la pop-up-uri. Fain.
cam asta a fost pe astăzi. Adineauri am ratat un novac, iarăși a intrat novac. Vezi, câteodată vii la crap și dai de altceva. Este o baltă sălbatică superbă, aproximativ, aproape ca și pe Olt, nu știi ce intră. Culmea, ce să zic, până data viitoare, nu uitați, dați un like, subscribe dacă vă place ceea ce fac și vă salut cu drag. Aloha!